Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt înregistrate 18.395 de locuri de muncă. În județul Sălaj sunt disponibile 125 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în București, Dolj, Arad, Harghita, Argeș, Ilfov, Timiș, Iași, Satu Mare, Neamț, Olt, Prahova și Brașov, iar la coada clasamentului se situează județele Buzău, Covasna, Giurgiu, Călăraș, Vrancea, Botoșani, Sălaj, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. La nivel național, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru agent vânzării, confecționer, asamblor, articole textile, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, lucrător comercial, agent de securitate, manipulant mărfuri, casier, vânzător, confecționer, cablaje auto. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință, ale căror date de contact se află pe site-ul www.aneofm.ro.